pichetele pentru achiziționarea de alimente în valoare totală de 63 de lei, acordate pentru fiecare donator de sânge, reprezintă o contribuție importantă la masa de Paște. Un rol important îl joacă și dorința de a face o faptă bună în săptămâna patimilor. Astfel se explică numărul mai mare de donatori din aceste zile. Ca în fiecare an, în preajma sărbătorilor pascale, sala de așteptare a Centrului de Transfuzii Sanguine Giurgiu se aglomerează în numărul donatorilor, înregistrând o creștere semnificativă. Reprezentanții Centrului de Transfuzii din municipiu s-au obișnuit cu o astfel de situație și spun că aglomerația este specifică sărbătorilor de Paște sau de Crăciun. La Giurgiu, creșterea numărului donatorilor este influențată și de numărul cazurilor de pacienți care au nevoie de sânge pentru operații. În ultima perioadă a crescut numărul donatorilor, mai ales acum în perioada sărbătorilor de Paște, o medie cam de 10-12 donatori pe zi, creștere față de perioadele obișnuite, să zicem. Au crescut și numărul de cazuri de pacienți din Giurgiu internați, atât la Spitalul Giurgiu pentru operații, cât și la spitalele din București. Și au crescut și numărul de donatori care vin să doneze pentru pacienții respectivi. Noi ne-am dorit ca acești donatori să rămână fidelizați, să vină mereu, nu numai atunci când au nevoie pentru rudele spitalizate, ci trebuie să se gândească că tot timpul cineva are nevoie de sânge, pentru că tot timpul se întâmplă ceva grav și e păcat nu să donăm doar pentru persoanele pe care le cunoaștem, ci și pentru necunoscuți, că tot timpul este nevoie de sânge. Giurgiuvenii pe care i-am întâlnit astăzi la centrul de transfuzii spun că vin să doneze sânge în primul rând pentru sănătatea lor, iar apoi pentru a-și ajuta semenii care au nevoie neapărat de sânge. Să donăm sânge. Veniți pentru bunurile de masă sau pentru a face o faptă bună? Să facem o faptă bună. Sunteți un donator cu acte în regulă? Veniți frecvent sau numai ocazional? Ocazional. Să facem o faptă bună. Donez din 2002 și mă simt bine pentru starea mea. Și să ajutăm și alte persoane care au nevoie și nu poate să facă rost din altă parte și o faptă bună, mai ales acum că e postul Paștelui, să ajutăm și să fie bine pentru toată lumea. Din 2008, conform legii, bărbații pot dona sânge cel mult de 5 ori pe an, iar femeile de 4 ori. Atât donatorii cât și centrul de transfuzii și spitalele au numai de câștigat. Donatorii mai adaugă ceva modestelor venituri, centrul colectează mai mult și implicit spitalele nu rămân fără sângele cu care se salvează vieți și fără de care intervențiile chirurgicale nu ar fi posibile.